Întrerup realitatea dumneavoastră obișnuită cu ultimele știri din lumea cu imaginație. Iată care sunt principalele subiecte ale săptămânii. Pârțuri detectate în aerul orașului Bucuria. Compania de mașinuțe Dacia lansează model nou cu căluțe electrici, iar păpușa Nancy Fancy Clancy este mai accesibilă pentru fanii săi din România. Ministerul care se joacă de-a mediul declară că la marginea orașului Bucuria au fost găsite niște oale imense cu tocăniță expirată făcută din resturi, sursă a mirosurilor neplăcute simțite în aer în ultimele zile. Se pare așadar că exista o grupare de troli puturoși care fierb și mănâncă noaptea tocănița, părțurile acestora fiind aduse de vânt peste oraș. În acest context, ministerul face apel către toate animăluțele să respire doar imaginar o perioadă, până când trolii vor fi găsiți și orașul va mirosi din nou a panseluțe. Compania de mașinuțe Dacia de la noi anunță lansarea primului model electric. Modelul va costa un te rog frumos și va fi destinat plimbării în jurul blocului prin parcare. Mai multe detalii tehnice ne dă chiar unul dintre căluții electrici de sub capota mașinuței. Eu și ceilalți căluți electrici nu suntem dispuși să depășim 105 km pe oră, să nu ni se strice coama. Iar după 200 de kilometri, trebuie să ne oprim ca să dormim puțin și să mâncăm niște curent, că obosim și noi. Păpușa Nancy Fancy Clancy este acum mai aproape de fanele sale din România. Devenind vedetă în serialul care i-a dat numele, păpușa se află acum la Noriel, cu prețul redus cu 20 de lei până duminică 8 martie, pregătită să răspundă la întrebările cât mai multor fetițe care au urmărit-o atâta timp să le dea autografe, îmbrățișări și pupici. Acestea au fost știrile din lumea cu imaginație. Ne auzim weekendul viitor, iar până atunci, nu uitați să mai luați lucrurile și în neserios. Mă babă-ghiba!